După ce am implementat crearea unei suite de produse, așa cum am numit-o noi, deci produse care aparțin aceluiași, să zic, acelea suite, model, serii de produse, noi am numit-o suită, deci cum le-am creat pe acestea două, ASICS Gel Kayano 29, putem să mai creăm, dar acum vom trece să implementăm, deci am creat create, read și acum vom crea update, deci editarea acestor suite. Și trecem în VS Code, în rutele noastre pentru un fișierul attributes din rute, deci routes admin content attributes PHP, pe care l-am inclus, bineînțeles, în principalul fișier de rute și scriem editarea, comentăm editarea unei suite. Deocamdată facem tot cu rute clasice, nu folosim încă Livewire. Livewire vom folosi pentru filtrare și căutare aici și precum și eventual pentru adăugarea unui nou produs într-o suite. Vom vedea deocamdată doar să edităm și vom avea route get, vom avea normal cum avem la aici, să zicem aici add values, ia să văd să că am uitat să folosesc, deci edit vom folosi, adică vreau să fiu cât mai consecvent. Edit și noi avem, bineînțeles, prefixul Staff Content Suites și va fi edit și, bineînțeles, vom avea și un ID al suitei pe care o edităm. Așa, să luăm de aici Ctrl-C, Ctrl-V și aici va fi edit suite și name edit. Acum să creăm repede și vederea, deci avem aici vederea în suite list, o luăm și o duplicăm. Deci iau cu copy, îi dau paste, avem și o comandă direct de duplicare a fișierului, dau rename și voi da edit .blade.php. Acum edit .blade. Așa, deci uite aici ar trebui în primul rând să schimbăm breadcrumb-ul, adică să-l completăm. Deci aici va trebui să avem, să nu mai fie activ, și să avem un href egal route route, de ce nu mi-a dat suite, deci nu mi-a completat. Ia să vedem un atribut aici, get list, deci admin suites list o avem. Așa și închidem tagul A. Și următorul va fi într-adevăr activ. Ctrl-C, Ctrl-V și vom avea aici și o clasă activ. Nu vom mai avea, bineînțeles, un tag A, deci nu avem link aici. Și vom avea edit. Vom avea un span text
info și dollar suit name. Așa. Deci am rezolvat-o cu breadcrumb-ul. Acum avem formularul de editare. Ăsta îl vom lăsa. Tabelul îl vom șterge, că nu avem nevoie. Nici linkurile. Iar aici vom pune, probabil vom avea, deci attach product ca și comentariu. Și aici vom scrie produsele listei și vom da din nou acest span cu suit nume. Suit.suitName. Ctrl-C, Ctrl-V și vom vedea cum vom face aici o mică componentă LiveWire, probabil. Deci am făcut și vederea, trecem în controller, dar să vedem mai întâi, așa să-i dau punct și virgulă aici, că l-am uitat-o, Edit Suite, Ctrl-C, mergem la final, la sfârșit, public function, edit suite, avem un request, dollar request și mai avem, bineînțeles, un dollar ID, ID-ul suitei. Și vom avea dollar suite egal cu suite find or fail de dollar ID. Va trebui pentru suite să întoarcem și aceste două. Ctrl-C, bineînțeles, am fi putut să punem o funcție în model ca să o apelăm doar o dată, dar n-are rost. Ctrl-V, așa, $brands$ și întoarcem return view și vom avea suite edit. Da, și acum vom începe să transmitem valorile. Luiz Brands Dollar Brands Aici vom avea Sections și aici vom avea și dollar suite. Deci întoarcem vederea cu aceste trei valori pentru că ne trebuiesc. De fapt, edit suite nici nu-mi trebuie request-ul, deci la update am greșit eu, deci nu ne trebuie decât ID-ul, ca doar afișăm o pagină, nu facem funcția de update aici. Și acum nu ne mai rămâne decât în list să mergem și să facem, deci aici la edit suite, la butonașul nostru rotund, deci să punem route admin content suite edit. Sper că asta e, mai verific o dată. Deci edit numele este admin suite edit, atât admin suite fără content, ăsta e prefixul rutei. Deci admin content admin suite edit. Așa. Și bineînțeles
A, pardon, nu aici, Control Z, trebuie să corectez aici în List View, deci fără content. Aceea era vederea, era altceva. Admin Suite Edit. Așa, și cu parametru $suite_id. Și acum haideți să vedem cum se vede. Văd că am o eroare de sintaxă online, nu, echo suite edit. Deci aici, da, aici n-am ce să, deci să pun că sunt deja între acolade. Și mai trebuie să închid. Am pus de două ori acoladele, deci acum mai bine. Așa, trecem în Chrome. Să sperăm că nu am stricat nimic. Dăm un refresh, nu s-a stricat nimic. Să vedem linkurile, apar aici în stânga jos. Pe înregistrare nu apar, dar le vedeți. Deci Staff Content Edit 1 și Edit 2. Dăm un click și vedem că am intrat. Edit Task Gelcaianu și acum trebuie, bineînțeles, să prepopulăm aceste. Dacă ne întoarcem înapoi, vedem, deci merge frumos și breadcrumb-ul și acum trebuie să prepopulăm aceste câmpuri. Bineînțeles, ne întoarcem în VS Code, în Edit, în vederea noastră Edit și în formularul nostru care e luat și aici în loc de Edit Suite. Edit Suite. Așa, input noi vom da și valori și așa mai departe. Aici o vom schimba categoric ruta, dar am lăsat-o așa să nu avem eroare. Deci input name și va trebui să-i dăm și o valoare. Deci value egal cu old, folosim helper-ul Laravel, old name, asta ca să ne protejăm și, pardon, aici iarăși nu, ce am făcut, control Z, așa și dollar suite. Noi. Sper că e bine. Controlez. Trecem mai departe la position. Deci pot să iau aici Control C și trec la position. Position și suite position. Și acum să vedem cum actualizăm noi brandurile, deci for else nu știu ce și acum trebuie să facem și să fie selectat. Deci haideți să o fac mai așa ca să se vadă mai clar cum se face. Am mai făcut, bineînțeles, la fel facem și acum și avem, deci dollar dollar suite brand ID egal cu dollar brand ID deci dacă brand ID, valoarea brand ID a câmpului pentru suită este egală chiar cu brand ID prin care facem iterația. Deci semnul întrebării vom pune selected. Selected. Dacă nu, nu punem nimic. Și bineînțeles, același lucru vom face și pentru section ID. Avem următorul section, de vom
Face și aici. Dar aici vom avea section ID. Iar aici va fi $section ID. Și haideți să verificăm. Vedem că s-au actualizat foarte bine numele, poziția aici, parcă l-aș face puțin mai mare pe două coloane, că vedeți 20 se vede mai încet. Activa, nu am verificat activul să rămână, dacă este activ să fie check, dacă nu, nu, haideți să-l facem repede și pe ăsta l-am sărit. Și trebuie să mergem aici la checked input name, checked type checkbox value 1, checked aici trebuie să facem, deci dolar suit activ, nici nu mai trebuie să-i pun dacă e true, deci așa, atunci va trebui să punem checked, altfel nimic. Haideți să și verificăm acest lucru că funcționează. Intrăm în Chrome, dăm un refresh, bineînțeles e activ, dar dacă ne întoarcem înapoi și dăm inactiv, acum este inactiv, și dăm așa, vedem că și activ imediat a devenit. Bineînțeles, formularul acesta nu este, am lăsat aici să fie și activ, dacă o edităm, măcar să fie editabilă complet. Aș mai face asta parcă puțin mai mare. O să vedem cum să mai scad din astea, că brandurile sunt mari, asta e destul de mare, deci aș mai putea să mai iau o coloană din asta și să-i mai dau o coloană astuia. Haideți să o facem repede și pe asta, cel puțin aici în edit. Deci avem selecturile, să le zic că le dau 3 și position adaug încă una și suntem la fel. Ne întoarcem să verificăm. Ok. Da, parcă acum arată mai bine, adică să se vadă totuși numărul ăsta complet. Se vedea cam la limită. Așa, nu e neapărat cel mai frumos formular, dar e foarte practic, adică imediat ne dăm seama ce vrem să updatăm. Și acum să facem repede și funcția de updatare ca să verificăm că merge totul, că e ok. În fișierul attributes, aici la noi cu rutele pentru suite, vom merge la route, o rută de tip nu vom face cu post, ci ca de obicei vom face cu o rută de tip put. Așa, și să-i zicem că o vom numi update de ID. Ia să văd totuși la brands cum am pus, da, update de ID. Vreau să-mi păstrez totuși. E foarte util pentru că în momentul în care vrem ce putem să luăm cu copy și paste și doar să modificăm, deci dacă folosim așa o consecvență. Suit și aici name update. Controlez suit și aici update suit. Luăm Ctrl-C, ne ducem în controller, scriem următoarea funcție, public function update suite. Și aici, într-adevăr, avem un request, un $request și un $ID.
Bineînțeles, în primul rând trebuie să obținem suita pe care o actualizăm. Vom face aceeași validare ca și aici, dollar request validate. Control C. Deci, bineînțeles, înainte de a căuta, validăm. Dacă nu, ceva nu e în regulă, validarea, deci nu ajunge codul aici, este întreruptă executarea codului. Și tot așa de aici luăm toate acestea, ba chiar și acestea, Ctrl C, Ctrl V și aici nu, în loc de new product suite, o să zicem product suite was updated. Persistent true. Ok, redirect back. Control S, brand position, if request activ. Așa, deci o setăm pe 0, deci totul ar trebui să fie bine. Doar să nu uităm să adăugăm funcția aici, în formular. În edit nu mai avem admin suite add, ci update. Și bineînțeles cu dollar suite pe care va fi dollar suite ID. Metoda nu va mai fi. Metoda o lăsăm post aici, dar va trebui să adăugăm metod put. Control S. Ne întoarcem frumos în aici la noi. Acum formularul ar trebui să fie funcțional. I-am dat și un refresh, să zicem că îi schimb firma și îl și dezactivezat suite. Așa. A, iar am luat cu a nou ID brand. Deci am greșit aici cu ID brand. Deci undeva am greșit. Da, exact ce v-am spus. Eu am corectat în tabel, dar n-am mai făcut testul și asta. Deci aici e brand ID. Altfel nu ne-ar fi mers nici adăugarea, pentru că am corectat în baza de date numele câmpului. Section ID. Și aici iar brand ID. Am făcut atunci o greșeală și vedeți că se cam propagă această eroare. Dar deocamdată eu zic că îi facem față. Am corectat tabelul. L-am scris și în descrierea tutorialului. Așa, dar și aici parcă trebuie request brand ID. Și aici section ID. Așa, iar la list. Aici să vedem, să ne asigurăm la edit că formularul are numele corespunzătoare. Deci să vedem, da, e greșit aici. Brand ID. Name brand ID. Și aici name section ID. O să mai și adăugăm una, să vedem că și deci trebuie și în list, în edit și în listare aici la formular trebuie să ne uităm că am corectat. Cu siguranță n-am făcut bine pentru că am luat cu copy și paste formularul, deci sta să vedem, a, nu l-am deschis formularul. Name. Deci aici brand ID și mai jos section ID.
și acum ar trebui să meargă bine. Deci trecem înapoi în Chrome. Dacă am... Așa, dăm un refresh înapoi și deci acum dăm un refresh și să-i zic că schimb firma. Da, acum s-a activat și ar trebui să nu fie nici activă și vedem că este inactiv. De aici direct din asta pot să adaug. Am zis că să verificăm acum și că merge. De aici că putem să adăugăm, să zic Adi 0 Boston 9, să zic, ce țin și o minte, poziție 10, să-i dau și lui ăsta coloană, select brand Adidas, select section air shoes, add shoes. Așa, și mi-a adăugat o Adi 0 Boston 9, poate fi editată, aici vedem toate sunt nou, ok. Da, și dacă îi dau să zic Boston 8, add suit, a fost actualizată, o vedem că e actualizată și aici devine Boston 8. Așa, este activ. Deci am rezolvat, să vă mai arăt o dată, poate nu s-a înregistrat, poate nu am trecut în VS Code cele câteva minute. Deci pur și simplu am brand ID-uri la name în formulare, atât la list cât și la id, deci la name select section ID și la pentru selectarea secțiunii și pentru brands la fel brand ID, era invers ID brand, deci am corectat și în edit și în brand precum și în controller, aici trebuie să fie brand ID section ID și în funcția de adăugare trebuie list suite. La adăugare trebuie să avem brand ID, section ID, brand ID, section ID, deci să fiți atenți să corectați și în funcție și în formular brand ID. Aceasta este convenția de nume din Laravel și a fost o scăpare. Am început cu ID pentru aceste două și în loc de brand ID, dar acum totul este ok. Deci am creat și această funcționalitate de editare a, haideți să o activez totuși să nu o uit neactivată. Deci am creat create, read și edit. Va trebui să adăugăm ștergerea unei suite de produse. O să ștergem fără probleme suita de produse și o să setăm pentru toate produsele suitei respective. O să setăm ID-ul la 0, să zicem, ID-ul suite ID ce avem noi în tabelul de produse.